Belarusul continuă să se izoleze de restul lumii după ce regimul președintelui Alexandru Lukashenko a decis să le interzică aproape tuturor cetățenilor să mai iasă din țară. Inclusiv cetățenilor străini le-au fost impuse limitări. Decizia autorităților de la Minsk vine la capătul a două săptămâni de tensiuni cu Uniunea Europeană și Statele Unite, generate de deturnarea unui avion de pasageri în care se afla jurnalistul de opoziție Roman Protasevici. Conform unei decizii luate de autoritățile de la Minsk, aproape nimeni nu mai are voie să părăsească țara. Excepții vor fi făcute doar pentru diplomați și pentru bielorușii care au drept de ședere permanentă într-o altă țară. Cetățenii străini vor putea părăsi Belarusul, însă doar după o perioadă de 10 zile de autoizolare, a căror necesitate a fost justificată de teama răspândirii coronavirusului. De altfel, autoritățile de la Minsk au și pus decizia pe seama pandemiei de coronavirus. Decizia vine însă după câteva zile în care mai mulți jurnaliști au fugit deja din țară de teama unor posibile măsuri represive. De asemenea, interdicția de ieșire din această țară vine într-un context deja tensionat cu Uniunea Europeană și Statele Unite, generat de deturnarea unui avion de pasageri în care se afla jurnalistul de opoziție Roman Protasevici. Decizia regimului președintelui Alexandru Lukashenko izolează și mai mult Belarusul, întrucât se suprapune unor restricții aeriene aproape totale impuse acestei țări de către Uniunea Europeană săptămâna trecută. Belarus avea deja restricții de călătorie în străinătate impuse în decembrie 2020, sub pretextul pandemiei de coronavirus. Cu mașina, de exemplu, era posibilă ieșirea din țară cel mult o dată la 6 luni.